În perioada 22 noiembrie 2021-9 ianuarie 2022, polițiștii Sălăjeni din cadrul biroului Serviciul Arme Exploziv și Substanțe Periculoase vor acționa pentru prevenirea oricăror evenimente negative generate de nerespectarea legislației privind obiectele pirotehnice în cadrul Planului de Acțiune Foc de Artificii 2021-2022. Dar mai multe despre această acțiune ne va spune agent principal Maxim Nicolae din cadrul biroului Serviciul Arme Exploziv și Substanțe Periculoase a Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. Bine ați venit în studioul nostru. Pentru început, vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Sunt agent principal de poliție Maxim Nicolae Dan din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, biroul Arme Exploziv și Substanțe Periculoase. Știm că de câțiva ani în această perioadă se desfășoară Planul Național de Acțiune Foc de Artificii, elaborat la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române. Ce vizează această acțiune? Poliția Română este responsabilă pentru prevenirea, constatarea și combaterea neregulilor în domeniul operațiunilor cu articole pirotehnice, fapt pentru care, în acest sens, se fac deplasări în teren în scopul prevenirii evenimentelor neplăcute, ce ar putea fi generate de utilizarea articolelor pirotehnice de către persoane neautorizate și a lua măsurile legale care se impun. Ce acte normative reglementează aceste acțiuni? Actele normative care reglementează aceste acțiuni sunt legea numărul 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive, hotărârea 536 din 2002 privind normele tehnice pentru deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea și mânuirea articolelor pirotehnice, hotărârea 1102 care privește condițiile pentru punerea la dispoziție pe piața articolelor pirotehnice. Conform legii, ce categorii de persoane au dreptul să utilizeze și să organizeze focurile de artificii și în ce situații se pot utiliza? Pe raza județului Sălaj există două societăți comerciale care sunt autorizate să desfășoare operațiuni cu articole pirotehnice. Aceste societăți au personal autorizat pentru efectuarea jocurilor de artificii, deținând un carnet de pirotehnician. Persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani au voie să cumpere și să utilizeze articole pirotehnice din categoria F1 și P1. Aceste articole pirotehnice de divertisment sunt din categoria F1 și P1. Categoria F1 înseamnă articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de zgomot neglijabil și care sunt destinate utilizării în spații restrânse, inclusiv articole pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinația locuință. Cele din categoria P1 intră în articole pirotehnice altele decât articolele pirotehnice de divertisment și articole pirotehnice de scenă care prezintă un risc foarte scăzut. Ce riscă din punct de vedere legal cei care utilizează neautorizat acest gen de articole? Conform legii 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive, aceștia riscă să li se întocmească dosare penale și procese verbale contravenționale. Vă rog să ne spuneți, binecunoscutele petarde, în ce condiții pot fi ele folosite? Petardele pot fi folosite numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, a bunurilor materiale, a animalelor și a mediului. Petardele nu se pot folosi între orele 24-06, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale. La o distanță mai mică de 50 de metri de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 de metri față de cele cu peste 4 niveluri. La o distanță mai mică de 500 de metri de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibilor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze. La o distanță mai mică de cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice, ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie. În locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre, pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spațiile deschise cu aglomerări de persoană, la o distanță mai mică de 500 de metri de păduri. Această acțiune a debutat în urmă cu aproape 3 săptămâni. Ați avut activități în cadrul acestei acțiuni? Ați făcut controle și unde le-ați desfășurat? De la debutul acțiunii Foc de Artificii 2021-2022 până în prezent, am desfășurat activități și controle în piețe, școli, la societățile autorizate să desfășoare operațiuni cu articole pirotehnice, la firmele de curierat și oficiile poștale. Ați constatat nereguli în urma acestor controle?
În timpul desfășurării acțiunii au fost constatate nereguli sau întocmit dosare penale? La final, vă rugăm să le dați câteva sfaturi sălăjenilor cu privire la folosirea petardelor. În această perioadă rugăm sălăjenii să-și achiziționeze articole pirotehnice doar din spații autorizate pentru evenimente precum nunți, botezuri, zile onomastice și să solicite ajutorul unor firme autorizate. Polițiștii sălăjeni vă recomandă să folosiți cu multă atenție articolele pirotehnice pentru a evita producerea unor incendii nedorite, ori vătămări corporale ce ar putea să umbrească frumusețea sărbătorilor de iarnă. Toate articolele pirotehnice sunt imprevizibile și periculoase. Nu permiteți copiilor jocul cu petarde sau artificii.